Primarul orașului Leova, Alexandru Bujoreanu, a cerut președintelui Maia Sandu să-l oblige pe ministrul infrastructurii, Andrei Spunu, să facă publice contractele de construcție a drumului Leova-Bumbăta și anexele cu toate semnăturile. Edilul a spus că această arteră, care face obiectul unei urmăriri penale a Procuraturii Anticorupție, ar putea deveni primul muzeu al corupției în aer liber din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute în platoul postului N4. Din informația pe care o avem noi, Centrul Național Anticorupție a făcut o expertiză pe acele costuri. În cadrul expertizei se discută că au fost estimate supracosturi de la costurile de piață între 3 și 4 milioane de euro. Dacă nu este așa, atunci, repetat, îi solicităm domnului Spânu să publice acele devize. Pentru că dacă este adevărat că există o astfel de expertiză, cel mai probabil ea și a stat la baza pornirii urmăririi penale, în care bănuit este șeful administrației de stat a drumurilor. Crede cineva că în Republica Moldova un șef de întreprindere de stat responsabil semnează un contract de 262 de milioane de lei fără să cunoască ministru? Nu. Nu poate fi acest lucru. Acum câteva săptămâni, ministrul infrastructurii Andrei Spunu a făcut publice 117 documente referitoare la construcția punctului de trecere a frontierii Leova-Bumbăta, drumului de acces și șoselei de centură de la Leova. El a scris într-o postare că este gata să ofere orice documente sau informație celor care au dubii cu privire la acest sau alte proiecte implementate de minister. Dar primarul din Leova a declarat la postul N4 că documentele publicate de Spunu sunt incomplete. Probabil o săptămână în urmă dumnealui a făcut o publicație. Eu am examinat fiecare document publicat dumnealui. Ce vreți este acolo, numai nu devizele. Ori devizele arată cât a costat în fond acest drum. Alexandru Bujoreanu a mai semnalat momente foarte ciudate referitoare la construcția drumului Leova-Bumbăta, când antreprenorul a lucrat câteva luni fără contract, în avans. Contractul a fost semnat, dacă nu greșesc, în septembrie. Lucrările erau începute în luna iulie. Ce companie serioasă începe lucrările în avans și le face cu 3 luni de zile, fără a avea certitudinea că va fi selectată? Și în luna februarie domnul Spânu pleacă la președinție, secretar al președinției. Ce a fost asta? Pentru că nouă deseori mi s-a spus că dumnealui nu era ministru când s-a semnat acel contract. Ba da, era. Și aici sunt foarte multe semne de întrebare. Eu merg ca martor în acel dosar, am dat probele inclusiv procurorilor care m-au audiat. Faptul că semnarea contractului de construcție a drumului Leova-Bumbăta a avut loc în perioada când Andrei Spânu era încă ministrul infrastructurii în guvernul Nataliei Gavriliță este confirmat de acte postate în internet. Am contactat Ministerul Infrastructurii pentru comentarii, dar nimeni nu ne-a răspuns la apeluri și mesaje. Anterior, Andrei Spunu a declarat că s-a săturat să comenteze atâtea falsuri și a îndreptat pe toți cei care aveau întrebări în acest sens la Procuratura Anticorupție. Potrivit lui, cei peste 260 de milioane cheltuiți pentru construcția drumului de 3,6 km lungime la Leova, inclus și costurile de construire a punctului de control, iluminat și alte tipuri de lucrări. Ministrul a spus că realizarea unui drum nou de la zero a costat 100 de milioane de lei, alte 34 de milioane au fost cheltuite pentru punctul de trecere a frontierii Leova-Bumbăta. În legătură cu acuzațiile lansate, am contactat și administrația de stat a drumurilor, însă nimeni nu ne-a răspuns la mesaje și telefon. Construcția drumului de acces al punctului de trecere a frontierei Leova-Bumbăta a început în toamna anului 2022. Inițial, costul total al proiectului a fost estimat la 250 de milioane de lei, dar cu timpul cheltuielile au crescut cu 30 de milioane. La sfârșitul anului trecut, Procuratura Anticorupție a deschis un dosar penal pentru abuz în serviciu împotriva unor funcționari din conducerea administrației de stat a drumurilor, iar obiectul investigației îl constituie verificarea legalității procesului de contractare a serviciilor de proiectare și construirea drumului de acces Leova-Bumbăta. Iar în februarie 2024 au fost efectuate mai multe percheziții în birourile angajaților instituției și companiei care a efectuat lucrările. Procuratura nu a prezentat încă rezultatele anchetei. Spunu și-a exprimat atunci la ProTV nemulțumirea vădită față de investigație, menționând că procuratura ar trebui să se concentreze pe lucruri mult mai serioase de care ar trebui să se ocupe. El a mai declarat că este absolut sigur că directorul general interimar al administrației de stat a drumurilor, Sergiu Bejan, nu a făcut nimic absolut ilegal, inclusiv pe această porțiune de drum.